După ce Asociația Vâlceană a Elevilor a avut câștig de cauză împotriva primăriei Horezu în ceea ce privește acordarea burselor școlare, primarul Nicolae Sărdărescu a adus câteva lămuriri despre acest subiect, considerând câștigul AVE ca fiind unul parțial. Astfel, instanța îl obligă pe primarul din Horezu să-și stabilească un buget pentru bursele școlare din următorul an școlar, fără să fie nevoit să ofere și bursele din ultimii 3 ani, când fondul era 0 lei, așa cum își dorea Asociația Vâlceană a Elevilor. În anul școlar 2020-2021 vom cuprinde în bugetul local o anumită sumă pentru acordarea acestor burse. Nu poți să pui o cheltuială în sarcina unei autorități care are autonomie locală și care, datorită bugetului redus, nu poate să plătească aceste sume. Întrucât la Horezu sunt în jur de 2000 de elevi, din care 1300 sunt din comunele limitrofe, primarul Sărdărescu consideră că acordarea de burse doar din bugetul local nu poate fi posibilă din cauza fondurilor insuficiente. Avem 1241 de elevi care ar trebui să primească burse de merit la Horezu și mai avem 350-358 care ar trebui să primească burse sociale. Cum e posibil ca Horezu să plătească burse sociale unor elevi care sunt din comunele limitrofe? Noi să facem ancheta socială pe raza altor localități, noi să dăm bani când banii aceștia putea să-i dea fiecare localitate de unde provin elevii și era altceva. Modificarea actului normativ prin care guvernul Orban ar stabili ca bursa minimă să fie de 150 de lei îi dă și mai multe bătăi de cap primarului din Horezu. 1,5 milion lunar. De unde? Înmulțiți dumneavoastră 1500 media de elevi cu 1,5 milion și vedeți că în condițiile alea primăria Horezu, bugetul primăria Horezu va intra practic în faliment, va intra practic în deficit total. Așadar, pentru anul școlar 2020-2021, primăria Horezu va aloca un buget pentru bursele de merit și pentru cele sociale în funcție de fondurile existente.